Paștele are o semnificație cu adevărat specială. Cu ocazia sărbătorilor pascale, tradiția spune că de pe masa fiecărui creștin nu ar trebui să lipsească pasca, mielul și ouăle roșii. Comparativ cu anii trecuți, prețurile la alimente au rămas aceleași. Sucevenii păstrează tradiția și spun că, indiferent de prețul alimentelor, vor cumpăra produsele tradiționale pentru masa de Paște. Mai mult, aceștia vor pune accentul pe calitate și nu pe cantitate. Dacă tot veni vorba, ne-am gândit să suntem mai non-conformiști așa. Au trecut vremurile când ne adunam foarte mult și pregăteam foarte multe chestii. Eu cred că ceva simbolic ar trebui să marcheze fiecare sărbătoare a românului. Adică nu neapărat cu masa plină de bucate și alea, că am postat deci pe internet și chestii de astea. La nuntă e același meniu, la cumătrie de Paști, de Crăciun. Cred că trebuie să marcăm momentul, o păscuță cu ouăle roșii, cu ceea ce aparține sărbătorii momentului. Ce reprezintă pentru dumneavoastră sărbătorile pascale? Păi, cred că este cea mai importantă sărbătoare a creștinității. După nașterea Domnului este cea a răstignirii și a învierii. Potrivit până în prezent. Nu știu, simte lipsa oamenilor că nu au bani, criza. Cam anul trecut? Cam tot așa ca anul trecut. Poate cam un pic mai slăbuți. Cam care sunt prețurile? Prețurile oscilează, de la 20 până la 25. Cum merg vânzările în perioada aceasta? Merg binișor. Față de anul trecut, comparativ, ce ne puteți spune? Eu știu. La fel, la fel. Și anul trecut și anul ăsta. Am dat bine. Prețurile au crescut la kilogramul de miel? Același preț, 25 kg. De ce este important ca fiecare creștin să aibă pe masă un... Asta este tradiția ortodoxă. Noi suntem ortodoxi și tradiția o respectăm. Cât mai apucăm noi din ea, că se pierde cu timpul. Ce alimente credeți că nu ar trebui să lipsească de pe masa unui creștin în perioada sărbătorilor? Fiecare după puterile lui. Preferințe sunt foarte multe, dar na, financiar. Cum vi se par prețurile? Prețurile, na, ei după posibilitatea banilor. Din cadrez. Pentru dumneavoastră contează și calitatea produselor pe care le cumpărați? Da, că contează cât îmbolnăvești. Și așa sunt mai în vârstă, pensionară și dacă eu ceva, nu mai îmi priviește. Ce alimente considerați că ar trebui să se existe pe masa unui creștin? Pască, cozonac, miel. Inclusiv municipiul Suceava așteaptă sărbătorile pascale fiind decorat. Sucevenii pot admira ornamentele din centrul orașului, atât cele de zi, cât și cele de noapte.